Salutare, prieteni! Bine ați revenit la un pahar de vorbă. Azi vom vorbi despre oameni care ne inspiră. Rămâneți alături de noi! Ați spus? Da, cum am spus, vom vorbi despre oameni care ne-au inspirat, care ne inspiră și care ne vor inspira. Și care trebuie să ne inspire. Și care trebuie să ne inspire. Ești foarte determinat din punctul ăsta de vedere. Da, clar, pentru că până la urmă suntem rezultatul a ceea ce punem în practică, din ceea ce învățăm, și bineînțeles sunt oameni care într-un fel sau altul ne motivează, ne inspiră să facem lucrurile pe care trebuie să le facem, să fim ceea ce vrem și ne dorim să fim, sau opusul, dacă ne alegem greșit oamenii care ne inspiră. Da, să avem puterea să ne corectăm până la urmă. Exact. Despre asta e vorba. Exact. Păi să intrăm direct în subiect. Eu mă gândeam astăzi la momentul în care câteva pasaje din scurta mea viață în facultate și la motivele care m-au determinat să renunț la facultate. M-am spus data trecută că am făcut un an de zile de management turistic și comercial. Iar unul dintre motivele care m-au făcut să renunț este că atât în liceu, cât și unde am studiat turismul, am făcut turismul la un liceu cu profil economic, la fel turism, și în absolut toate orele cu specificul profilului, nu învățam nimic altceva decât să fiu un angajat. Ce calități trebuie să aibă un bun recepționer, ce calități trebuie să aibă o cameristă pentru fete, ce calități trebuie să aibă un ghid turistic. Deci maximum pe care, la care puteai să speri după terminarea liceului, era să te angajezi ghid turistic. Nici vorbă de antreprenoriat, nici vorbă de cum să îți faci o agenție de turism, absolut nimic de asta. Și credeam că totul se va schimba în momentul în care voi ajunge la facultate. Că în facultate voi învăța cu totul și cu totul altceva. Lucru care nu s-a întâmplat, în facultate învățam la fel cum să fiu un angajat pe o scară mai mare decât un simplu recepționer, într-adevăr, însă tot angajat. Iar unul dintre momentele cheie care au dus la concluzia că trebuie să mă las de facultate dacă vreau să nu fiu angajat a fost la o oră de economie, când profesorul pe care l-aveam a spus ceva de genul că există mai multe categorii de oameni care știu să conducă o afacere. Unii care au curaj și se bagă și luptă și își deschid și conduc o afacere de construiesc imperii și au o afacere de milioane, zeci sau sute de milioane de dolari. Și cealaltă categorie care știu cum merge treaba, însă preferă să pună capul liniștiți pe pâine seara și pe pernă seara și se mulțumesc cu un salariu de 10 milioane, era la vremea aceea, și predau la facultate. Adică, în speță, profesorul respectiv spunea cât se poate de clar că despre el este vorba. Și atunci am zis, wow, visul meu de mic copil să mă învețe afaceri un fricos care vrea să pună capul pe pernă liniștit seara când se culcă pe un salariu de 10 milioane ca să ne învețe ce, până la urmă? Ca să ne învețe să nu avem curaj? Nu! Și asta a fost unul dintre motive până la urmă, și dacă stau bine să mă gândesc, la fel, fără să... va funcționa pentru mine. Asta nu înseamnă că funcționează pentru toată lumea faptul că m-am lăsat de facultate, însă lucru cel mai bun care mi s-a întâmplat după aceea a fost că din liceu tu îți alegi unde să te duci. Îți alegi liceul pe care să-l urmezi, apoi îți alegi facultatea pe care să urmezi, iar după aceea, dacă mai vrei să mai faci un master sau ceva, ai posibilitatea de a-ți alege. Însă, nu ești
liber să-ți alegi profesorii. Ori dacă am renunțat la facultate, am fost liber să-mi aleg profesorii, am fost liber să-mi aleg de la cine să învăț, am fost liber să mi-aleg de la pe cine să iau exemplu și chiar dacă m-am lăsat de facultate, asta nu înseamnă neapărat că am încetat să învăț. Din contră, sunt într-o continuă învățare, chiar dacă aș fi terminat probabil facultatea, aș fi continuat să învăț, pentru că ai două posibilități. Ori crești, ori te prăbușești. În absolut orice domeniu de activitate. Nu neapărat cel al afacerilor. Și de atunci a urmat o serie întreagă de profesori pe care am avut. De la unii am învățat mai mult, de la unii am învățat mai puțin, însă per total am luat ceea ce e mai bine de la fiecare dintre ei, ceea ce ne-a folosit și ceea ce îmi folosește și ceea ce îmi s-o folosească în permanență. Te las pe tine să faci o mică introducere, asta ca o mică introducere, înainte de a spune care sunt oamenii care m-au influențat din momentul în care am hotărât să-mi aleg singur profesorii. Da, este, uite, un argument foarte bun și aș vrea să fac și o mică paranteză aici înainte să nominalizăm. E vorba de faptul că, uite, eu până anul ăsta nu prea gream să citesc. În general, nu știu, nu eram așa atras de a citi cărți și, na, printre cărțile pe care le-am citit anul ăsta, am trecut, a devenit un hobby pentru mine acum, mai ales în transportul în comun, când încerc să mă deconectez de nebunia din jur și așa mai departe, am învățat un lucru. Este foarte important, din punctul meu de vedere, ca să poți să înveți să studiezi oamenii de succes. Și asta e o chestie pe care eu nu am conștientizat-o până acum. Și eu chiar mă gândeam zilele astea să caut o revistă top mondial Forbes, să o iau și să văd acolo exact, să, pe lângă oamenii pe care știu de succes, să pur și simplu să-i studiezi, fiindcă nu ai cum să reușești, sau e foarte greu să reușești ceva în viață dacă te bazezi pe, nu știu, pe sfaturile oamenilor care nu au bani, de exemplu. Care, cum ai zis tu, acel profesor care încearcă să te înveți să faci afaceri când el stă pe 10 milioane și pune cap pe pernă. Adică nu ai cum. Ei, nu are cum să te înveți omul ăla să faci tu bani. Nu ai cum să înveți afaceri de la oameni săraci. Da. Nu ai cum să înveți, poate, nu ai cum să înveți afaceri. Poți să înveți greșelile, din greșelile lor pe care le-au făcut. Asta dacă au încercat vreodată să facă o afacere și nu le-a ieșit și au renunțat la un moment sau altul. Da. Însă, până la urmă și din greșelile al cuiva e cam greu, pentru că dacă nu le faci tu, dacă nu ai experimentat tu, dacă nu ai trăit tu ceea ce o experiență din care trebuie să înveți, este mai greu să vezi, mai ales că noi suntem toți, avem râvna sau orgoliu de multe ori prostesc în care dacă el a greșit, omul acela a greșit, e din cauza lui. Eu cu siguranță mă descurc mult mai bine și atunci ai posibilitatea, la fel cum am zis, deci când faci ceva, ceea ce cel mai important este să faci ceva. Pentru că în momentul în care faci, ai două posibilități, să reușești sau să înveți. Da. Deci ori ai reușit, ori ai învățat din greșeală, înveți ceea ce trebuie reparat și până la urmă ajungi la țelul pe care l-ai. Asta dacă nu te oprești la hopurile care ți se pun în cale, din toate punctele de vedere și despre care am mai discutat și probabil o să mai discutăm. Da, da. Într-adevăr. Care este ultima carte pe care ai citit-o sau care, cea pe care o citești acum? Cea pe care o citesc este Primele tale 100 de milioane. Este o carte scrisă de Dan Penea. Primele tale 100 de milioane de dolari americani. De dolari, da. Ca să ne înțelegem. Da, da, corect, corect. Prime. Da, păi eu chiar discutam cu cineva și vorbeam, zic, băi, trebuie să fac ceva să fac 100 de milioane. Că și zic, de ce? E simplu, depinde de job. Și zic, 100 de milioane, dar nu de lei vechi, adică... De dolari. De 100 de milioane de adevărate. Da, și ce ți-ai zis? Ești tralala? A, bine. A tăcut. Da, a schimbat subiectul. Bine, că vreau să spun că probabil lumea se uită la tine ca la un ciudat în momentul în care te vede în traficul în comun din București citind și nu fiind cu telefonul în mână. Da, bine, am observat că sunt...
destul de mulți, din ce în ce mai mulți, parcă, nu știu, nu îi studiez foarte atent pentru că ți-am zis, nu, da. Mai, de asta și eu să mă deconectez, că m-am săturat de înghiontelile alea de dimineață, de seară, tot așa de... nu le coate, de... nu mă pricep la așa. Nu, tu nu știi că nu mergi, dar eu și eu până să mă găsesc în mediul corporatist, nu știam cum e și pur și simplu, decât să te enervezi, muzica am ascultat-o pe toată, acum am rog că mai ascult pe Dan Loc în căști, dar tot așa... Prefer să citesc că, nu știu, mă deconectez mai bine. Au zis mulți că ei nu se pot concentra. Eu cel mai bine mă concentrez atunci că pur și simplu mă deconectez da, de ceva și... Da, da, și de că mă întrebai de carte, este vorba despre cartea asta pe care tu mi-ai dat-o în format electronic și eu am făcut tot posibilul să o printez pentru a avea format fizic ca să o studiez cum îmi place mie, că mi-e greu să o citesc pe laptop, dar este încă greu să-mi fac o părere despre sunt la început, îmi place, adică am aici despre ce vorbeam de înțelepciunea convențională, apropo de asta, cu siguranța, lasă să nu deranjezi pe nimeni, știi că ziceam, să ne punem da, niște ca pe pernă. Și despre care vorbește și Dan Loc în cartea lui, în Evimani. Da, uite, la el nu mi-a sărit în ochi asta cu înțelepciunea convențională. Da. Da. Bine, o să vezi pe parcurs, primul lucru care mi-a atras atenția și care mi-a plăcut foarte, foarte mult în ceea ce privește cartea aceasta, este că este tradusă în românește de un preot ortodox și de soția lui, doamna preoteasă. Care cred că au fost la seminar, dacă nu... Nu știu de doamna, dar știu de domnul care a tradus cartea în limba română. Cu siguranță a fost la seminar, pentru că specifică Dan Penia pe site-ul lui, că este unul dintre ucenicii lui care a participat la seminar și a mulțumit pentru chestia asta. Și ca să închei, o să te întâlnești de foarte multe ori cu traduceri care se vede că poartă marca unui preot ortodox, în care spune dă-i la Dumnezeu pe foarte multe adaptări, nu traducere, dar este foarte frumos și mult mai pozitiv până la urmă. Da, o asemenea pozitiv și adaptare, dar revenind la carte, spune ce ai deprins până acum. Ce am deprins? Voiam să zic de treaba asta, cred că au fost amândoi, pentru că din ce am început, acel seminar din castelul acela din Scoția, unde ține Dan Penia de 7 zile, de 2 sau 3 ori pe an, este destinat a 6 cupluri. Eu asta am înțeles că e pentru cupluri, deci de asta bănuiesc că au fost amândoi. Nu. Nu este, nu e pentru cupluri. Asta, nu, asta probabil, dar nu, chiar nu, chiar ai înțeles greșit, sigur. Se poate să referă la ceva, nu știu. Se poate, nu, dar sunt foarte mulți, eu au... Poate echipe, nu știu, asta... Probabil are anumite momente în care este necesar să facă o echipă, fiecare cu fiecare. La unul dintre ultimele seminare s-au bătut. Erau că hai să faceți box astăzi. Și l-a amenajat acolo în castel un ring de box. Hai, vă bateți acum, că am văzut că voi cam frică de bătăi și de astea. Da. Ce am remarcat așa la început, în primele 10 de pagini pe care le-am citit, este faptul că el are o vorbă foarte bună, în sensul că a zis la câți dintre voi ați fost la tot felul de seminarii, la tot felul de din astea cursuri, băi, și m-am uitat, în afară de mine, niciunul nu făcuse bani înainte. Niciunul nu se îmbogățit. S-au îmbogățit mulți după ce v-au vândut vouă gogoșile pe care le dădeau părinții gratuit și pe sfaturi pe care vi le dădeau gratuit de-a lungul vieții și pe care voi nu le voia să le acceptați. Și vi le-au dat cu sute sau mii de dolari și... Exact. V-ați dat seama după aia, bă, dar parcă nu sună cunoscute astea de unde le știu eu. Și da, dacă stai, eu n-am fost personal pentru că nu m-am dus la seminarii, nu știu, nu... Poate a fost... Poate că nu știu, dacă aș fi avut o conjunctură m-aș fi dus, dar se pare că m-a ferit Dumnezeu să mă duc la astfel de seminarii, care sunt convins că... Na... Bine, și au rolul lor și ele, bine, nu dau... Dacă n-am fost acolo, n-am de unde să știu despre ce este vorba și putem să vorbim doar din auzite. Bine, nu că Dan Penia n-ar fi credibil din punctul ăsta de vedere, însă una dintre greșelile, dacă pot să spun așa, de fapt, nu neapărat greșeală, dar chestia care te face să pui întrebări este... Că în dezvoltare personală, că la asta, despre asta e vorba, termenul... Dezvoltare personală. Dezvoltare, cursurile și seminariile de dezvoltare personală
nu pot fi măsurate, nu pot fi cuantificate, nu poți să-ți dai seama dacă am evoluat sau n-am evoluat, pentru că dezvoltarea personală nu se măsoară. Pur și corect. Simplu, nu poți să zici că... E ca durerea. Da, ca, mă rog... Fac o paranteză și de ce? Pentru că țin minte de mult, nu o să uit asta cu vreo 10 ani, mi-a spus medicul meu de familie, tot așa, de durere, ziceam că mă doresc, știi că durerea nu e cuantificabilă, că te doare mai așa, mai așa, da. Adică e ceva... Na, că dacă ai o problemă, trebuie să te duci la doctor. Nu prea poți să zici că mă doare mai puțin azi decât m-a durut ieri. E cam greu. Și așa e și asta, într-adevăr. Nu ai cum să le... Da, în timp ce aici spune clar, dar oricum, de la Dan Penny am citit cartea, însă totul se rezumă la două chestii foarte simple. Concentrează-te pe puțin, nu pe multe și fă-o. Da. Și fă-o, pentru că na... Da, și uite, că apropo de asta, știi că când mi-ai dat prima dată cartea în format electronic, știi că mie nu-mi place bine da, nu-ți place să le citesc așa în format electronic. Și o să-mi iau la un moment dat un Kindle, că nu o să mai am loc de cărți în bibliotecă și așa mai departe. Și, na, te-am întrebat, bă, dar de unde găsești și o carte asta? Și tu mi-ai zis, bă, ăsta ia $20,000 pe un seminar și tu crezi că stătea să printezi cărți? Și hai, bă, n-are. Și am căutat-o și, într-adevăr, n-am găsit-o pe nicăieri. Și pe urmă... Când se găsea era $400. Da, pentru că am citit cartea lui Dan Locke. De fapt, nu în carte am aflat într-un audio de lui Dan Locke. El a dat $400 pe asta. Când și, zis. Da. Și el și-a pus întrebări. Bă, cine ar fi întâmpit să dea $400 pe o carte? Când era el la început. Da. Și a ascultat primul tutorial sau s-a uitat pe primul tutorial, nu știu, și a văzut și a zis că da, am dat $400 pe urmă. Și a zis, bă, atunci înseamnă că e o carte într-adevăr specială și... na. Că nu credeam, nu se poate să nu existe. Orice carte se găsește. Probabil că s-a găsit, dar probabil că număr limitat și la prețuri. Da. Am o poză, o să o pun acum pe pe fundal, se vede pe fundal a unui ucenic de-a lui Dan Penia, poză pe care el a postat-o pe pagina lui de Twitter, în care se vede cartea, probabil a luat-o la seminar, probabil primesc gratuit o carte după ce dau 20.000 de lire sterline, că atât a costat. Lire, da. Da, lire. Poza este făcută la în cel mai scump apartament de la Ritz, 4.200 de lire pe seară. Și, na. Da. Dar e o carte care... O și nu oricine o poate înțelege, însă cine o poate înțelege schimbă total percepția despre bani, despre viață în general, despre cum trebuie făcute lucrurile. Corect, și limbajul lui, că tot așa, că noi cum trăim într-o lume aseptică și falsă, că vai, gata, ai scos-o... El a zis că asta e lumea în care trăim, cu cum vorbește el pur și simplu. Da. Și... Adică nu face economie de cuvinte când nici bune, nici rele. Când rele, care sună, care deranjează urechile fine. La un moment dat, dar până la urmă asta... Asta face să te trezească. Până la urmă nu lugu și politică li corect și nu știu ce, asta nu te trezesc. Nu astea sunt, te adorm. Te aliniază, practic, la standardele care te vor în rând. Adică nu... Îți dai seama. Și care vor stagnare și... Vor forță de muncă, pur și simplu, cum ai zis și tu. Stagnare pentru tine, nu pentru ei. Ei știu ce face Dan Penia. Ei, probabil, cei mai mulți dintre ei au fost antrenați de Dan Penia. Da, bine, știi? Mi-a plăcut ce a zis el tot așa la un moment dat, că el dă sfaturi și primește pe oricine cu condiția să fie legal. Pentru că odată a venit la el un baron al drogurilor și a oferit milioane de dolari și a zis că a fost foarte flatat de propunerea pe care a făcut-o, dar a trebuit să refuze politicos. A refuzat politicos. Da. Nu, are trei lucruri. Să fie ok din punct de vedere legal și ok... Nu, două. Din punct de vedere moral și legal. Să fie și etic. Da. Deci legal, etic și moral. Da. Și asta să fie ok din punctele astea de vedere și dă-i drumul la treabă, rest, nu există limite. Nu există limite. Și asta cu 20.000 de lire, că este... despre faptul că este 20.000 de lire un seminar de lui, vom vorbi după o scurtă pauză. Am revenit la seminar, la prețul seminarului, că despre asta vorbeam. Ai spus tu că... Prețul seminar al lui... Da, în Penia, da. Este de 20.000 de lire pentru 7 zile la Castelul din Scoția, pe care și l-a luat în momentul în care a venit lui o idee pe la 30 ceva de ani oricum, când să-și ia un castel. A vrut el să-și ia un castel și a reușit până la urmă. Și acolo ține seminariile. Și voiam să zic că Dan Locke primește $20.000 pentru o zi.
Bine, o zi cu un singur individ, cu o zi în care... La Dan Penny sunt mai mulți, la el, da, Pig My Brain. Pig My Brain. Unul la unul. Și mi-a plăcut la Dan Luc, că suntem aici la subiectul ăsta, odată un om de afaceri important din China i-a zis, Dane, hai te rog e frumos, plătesc avionul, vin nou în China. Nu. Te rog frumos, nu știu, hai că-ți dau dublu. Nu. Astea sunt regulile, vrei... o ședință de consultanță cu mine toată ziua, vii la mine. Dacă nu, oricum a zis Dan Luc o dată sau maxim de două ori pe lună ține așa ceva. Deci, astea chiar sunt niște privilegii. Adică ei nu trăiesc din asta. Ei oferă niște privilegii, deși par prețuri colosale. Da, nu, am citit explicația, spun condițiile astfel încât să fie sigur că omul care va învăța de la el, va și pune în practică ceea ce învață, pentru că dacă dai mai puțin, dacă nu face eforturile necesare, atunci n-are rost. Da, uite, legat de asta, Dan Luc tot așa a spus, Dan Luc care, apropo, este, i-a fost discipul lui Dan Penia, de fapt este mentorul lui Dan Penia. Da, unul dintre ei. Da, unul dintre cei doi da. Mentori. Na, este și o diferență, deci cred că Dan Penia are dublu vârstă lui Dan Luc în momentul actual. Și spunea că el, când în firma sa, pe angajați, nu îi școlarizează. Știi cum sunt el la firme? Că te trimite la training-uri, peste trei training-uri, nu știu ce. Nu, eu nu-i trimit așa. Că de multe ori văd oameni plictisiți care, aia, mă duc și la training-uri, să-mi zic, nu. Dacă eu investesc în educația mea, angajații mei, dacă vor să se duce, să investesc ei și să duc ei și învață pe bani. Da, adică nu plătește pentru... Da, nu plătește. Dacă vor, investesc ei în... Și tot așa o fază foarte tare, că nu angajează, nu citește CV-uri. Da. Când angajează, nu citește CV-uri. Mă rog, o să mai vorbim despre atât despre Dan Luc, cât și despre Dan Penia. Dacă vreți să vedeți mai multe despre ei și dacă vreți să învățați mai multe de la ei, o să las în descriere link-urile cu canalele lor de YouTube. O să mai vorbim și... Încă unul care mă influențează foarte mult, încă un om care mă influențează foarte mult este Beth Patrick David de la Valuetainment. La fel, pe același film, ca să pot spune așa. Iar un lucru pe care l-am învățat de la Beth Patrick David este că și pe care l-am simțit, pe care l-am experimentat, este că 5 minute în compania unui geniu face cât un an de zile în compania unui om foarte deștept. Și l-am experimentat pe propria piele în momentul în care am stat de vorbă cu Jean Valvis, patronul Aqua Carpatica. Și în 5 minute am învățat atât de multe lucruri de la el, încât, ca să fac o mică trecere, cele mai importante dintre ele este... 1. Indiferent cât de greu ar fi și indiferent cât de multă lume ar spune nu, dacă tu crezi în ideile pe care le-ai, pune-le în practică, cât de important este în anii aceștia să nu ai absolut nicio datorie, adică mai mult decât cât câștigi, decât câți bani ai, cel mai important este să nu ai nicio datorie, să nu urăști pe nimeni. E clar că nu putem iubi pe toată lumea, însă putem să nu urâm pe nimeni. Este foarte important asta, să nu urăși pe nimeni. Și, astea printre câteva dintre lucrurile pe care le-am învățat și care contribuie la ideea, la faptul că Beth Patrick David a avut foarte mare dreptate când a spus că 5 minute în compania unui geniu fac cât un an de zile în compania unui om foarte deștept. Și de-aia probabil și ei iau prețurile pe care le iau, pentru că toată lumea toți care au apelat la serviciile lui Dan Luc sau Dan Penia sau Beth Patrick David, toți au a avut succes și și-au recuperat imediat investiția. Deci nu a fost prețul pe care plătesc pentru seminar sau pentru training cu aceștia. Sunt recuperați foarte rapid. Foarte rapid. Este bine. Este un nivel mai avansat, dar datorită YouTube-ului și datorită faptului că ei împărtășesc informațiile pe care le au cu toată lumea, avem ocazia și noi de a
învățat de la ei, dar nu numai de la ei, sunt foarte mulți pe YouTube. Accesul la informație și posibilitatea de a-ți alege profesorii este mult mai la îndemână oricui decât era cel puțin pe vremea în care m-am lăsat eu de facultate. Da. În 2002. În 2002 m-am lăsat atunci și deci au trecut 16 ani, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Trăim într-adevăr într-o epocă care ne... care suntem privilegiați datorită caracterilor pe care le avem și datorită libertății de a alege din multe opțiuni pe care putem să le exploatăm din punctul meu de vedere și... Da, uite, și acum depinde de noi, chiar depinde de noi modul în care trăim viața. Corect. Mai mult ca oricând. Ce vrei? Nu, voiam să zic asta, că uite, tu practic ai avut de învățat de la un om care până la urmă este în aceeași categorie cu cei despre care vorbim și Jean Valvis, că practic doar că, na, el nu, sau nu știu dacă ține seminarii sau așa ceva. Nu știu, dar cât de tare ar fi să-și facă un canal de YouTube în care să împărtășească. Da, bine, probabil că e mult prea ocupat cu aqua carpatica. Tu mi-ai zis de aqua carpatica când s-a dus la New York și a pus în cap să facă ceva mai scump apă de New York și dacă nu mă înșel, chiar a reușit. Da, e internet, e brand internațional. Da, să zic că așa ceva l-a și a reușit. Și pentru că e el spunea la un moment dat că eu vreau să mă duc la New York și cu Evian și cu ce sau mărcile de apă concurente și să pun sticla de aqua carpatica pe masă și să le zic bună ziua, așa ceva n-aveți. Se crede, da, foarte tare, dar și asta, da. Și apropo de să nu te împiedice când tu crezi în ceva, să nu te împiedice părerile și piedicile pe care ți le pun alții, pentru că el a experimentat chestia asta cu apa plată. Prima oară povestea la un moment dat, când a vrut să facă apă plată, au venit toți cunoscătorii, cei care le știu pe toate, și că ce vrei să faci, apă plată? Ce ai apă plată? Adică așa cum e la chiuvetă? Da, ești nebun. Și acum apa plată are vânzări mai mari decât apa minerală la noi. E o piață... Ce, el a fost primul distribuitor de apă plată sau ce? Printre primii. Nu știu dacă primul sau... Da, printre... E interesantă și povestea asta, da. Printre primii. Și sunt multe și pe care dacă le-ar împărtăși, ar, mai ales pentru cei tenți care ar fi un profesor extraordinar pentru cei care vor să-și aleagă mai degrabă profesori decât decât facultate. Pentru că până la urmă contează să înveți, nu contează diploma. Diploma, da. Mai ales astăzi contează mult mai puțin decât conta înainte. Valorează mult mai puțin decât... Da, nu e. Păi acum se obține înainte... foarte ușor și... Bine, uite aici, e o paralelă interesantă între Dan Penia și Dan Loc, că tot vorbeam despre ei, legat de studii. Dan Loc a spus că el a tot așa ca și tine abandonat studiile universitare, cred că tot după primul an, și a zis că mereu când îl întreabă cineva de MBA, zice da, adică MBA înseamnă, cred că este masterul, dacă nu mă șel, MBA este echivalentul masterului, dar în fine, îl întreabă cineva de MBA și zice da, eu știu, ia un... tip diferit de MBA. Se numește Massive Bank Account. Ăsta e MBA-ul meu. Dar în același timp, Dan Penia a spus că el când s-a apucat de studii superioare a făcut pur și simplu a făcut concentrat mai mult 2 ani într-unul, pur și simplu. Uh-huh. Și asta e interesant, că determinarea uneori sau te concentrezi pe ceea ce vrei să faci în momentul ăla, știi? Și... Da, exact. Bad Patrick David are iar o vorbă foarte tare în ceea ce privește școala. Pentru că nu numai la noi este la... Peste tot este la fel. Deci din ceea ce am văzut, peste tot și în America este la fel ca la noi. Adică te învață cum să fii un angajat. Da. Nu te învață nimeni educație financiară la nivelul la care ai putea să-ți obții libertatea din punctul ăsta de vedere. Iar Bad Patrick David are o chestie foarte tare. Drop college, get schooled. Ți-i un fel de renunță la școală vieții. Școală... pune mâna și învață. Da, da, da. E corect. Până la urmă nu mai tu îți dai seama ce. De asta, uite, mi se pare și mie treaba asta cu noua mea pasiune la care nu m-aș fi gândit. Nu mi se părea ceva rău să citești. Adică nu vedeam pe oamenii care citeau, nu-i vedeam, uite, bă, citești ceva. Dar nu mă atrăgea pe mine ca idee. Și acum îmi place, îmi face plăcere, nu știu, să simt hârtia aia sau... Și da, am libertate să citesc ce-mi place. La mine și la asta ziceau că nu pierd prea mult timp citit, pentru că și cartea lui Dan Loc am luat-o, am răsfoit-o pagină cu pagină. N-am putut să stau pentru că nici nu am timp și nici nu vreau să amân ceea ce. Adică
trebuie să îmbini acțiunea cu cititul pe care o folosești. Da, pentru că dacă nu pui în practică ceea ce ai citit, la un moment dat toată informația aia se pierde, se acumulează și se duce și da, corect. Nu te folosești prea mult de ea. De-aia nu... Eu încă nu sunt chiar... Păi nu, că tu ești pe principiul downloadului în momentul ăsta de folositul cărților, nu cititul lor. Da. Și asta mi s-a părut foarte interesant, că cunoștințele, dacă nu sunt... nu sunt folosite? Reflectate în... Da. În acțiunile pe care le întreprinzi. Degeaba sunt, că se duc mai. Și într-adevăr, așa este. Și na. Și asta. Mai zi un om care te-a inspirat. Ca să ieși un pic din raza asta financiară, eu dacă m-am apucat să citesc, m-am apucat de citit și cărți de alergare. Eu tot așa de câțiva ani m-am apucat de alergat și îmi place în ce în ce mai mult. Prin 2016, când am alergat eu la prima competiție, am zis, bă, până atunci ziceam, bă, să fiu prost, să dau vreodată bani, să mă duc să alerg pe undeva, să dau și 60 de lei, 50 de lei, trebuie să fii nebun la cap. E și cu uite că anul ăsta m-am dus la vreo 20, așa, mi-am făcut ca un hobby din asta, să mă duc să explorez locuri noi. În fine, am citit o carte al unui alergător montan, Kilian Jormet, se numește, este un multiplu campion la skyrunning, adică alergat pe creasta montană, dar ce vreau să subliniez prin... inspirația lui, țin minte că voiam să alerg în ziua aia, dar nu prea, adică nu prea aveam chef. Și am citit despre el și povestea cum alergă el pe munte, ce condiții, și pur și simplu la 11 noapte m-am dus și am alergat, am dat, nu știu, vreo 10 km atunci am fost alerg, pur și simplu am primit un imbol din partea lui. Tot așa, citind cartea lui și cartea lui se numește Run or Die. Să alergă sau mori și în română, cred că și în română am și citit-o, nu mai mi-aduc aminte dacă în română sau în engleză. Alergă sau mori. Da, alergă sau mori. Mi s-a părut un titlu și am luat-o accidental pe aia, a fost printre primele pe care le-am luat. Când am comandat, voiam să comand Glorian 2 cu Pui Ionescu și Nichi Dumitriu, foști mari atacanți ai Rapidului. De Dumitru Graur? Da. Doar că nu, de unde voiam să o comand, era prea ieftină cartea să fac comandă. Aveam nevoie de o comandă mai mare, să mai adaug ceva. Și s-a nimerit să adaug cartea asta. Și uite, asta m-a inspirat tipul ăsta în momentul ăla. Pe urmă, la fel, m-a inspirat Dean Karnezas, este un alergător din America, origini grecești. Și cum a povestit el, cum s-a apucat el la 30 de ani, s-a dus într-o noapte, a alergat vreo 40 ceva de kilometri, 50, a ajuns până la urmă, bineînțeles că n-avea nici haine, s-a dus în boxer și asta, a luat-o un pic razna atunci și s-a dus în noaptea aia și a ajuns până la urmă la spital inconștient, că îți dai seama că dacă alergi 40 ceva de kilometri fără să fii pregătit. Dar uite, eu m-am gândit, pentru că titlul acelei cărți a lui este Ultramaratonistul, un povestea unui alergător de noapte. Și într-o noapte m-am dus și eu, tot așa am alergat. Bine, eram pregătit să alerg, adică am avut grijă, n-am ajuns la spital. Am vrut tot 50 să alerg, am alergat 46 de kilometri, a fost atunci apogeul alergărilor mele. M-am dus prin tot Bucureștiu, a fost așa, chiar m-am gândit, mereu mă gândeam, uite bă, ăsta a putut, trebuie să reușesc eu. Adică a fost ca un imbol, știi? Da. Adică ăștia doi, printre cei pe care am citit și am învățat multe lucruri, inclusiv stereotipurile astea, că... Dacă alergi ai probleme cu spatele, dacă nu ai nu știu ce Adidas și îți strici încheieturile, dacă alergi pe asfalt, în general astea sunt sfaturi date de oameni care nu alergă, m-am convins. Da. Pentru că eu nu am absolut nicio problemă. Ca în orice domeniu. Da, ca în orice domeniu. Și în domeniul financiar, că toți ăștia care zic că nu pot să faci, ei n-au făcut nimic. Normal că dacă ei n-au făcut... Zic, da, nu, nici nu vor. Ei se simt bine și nu vor pe cineva care, în momentul în care ești prieten cu cineva... Se creează un sentiment de egalitate între tine și persoana respectivă. Da. Nu ești nici superior, nici inferior, fiecare are calitățile și defectele lui. Și în momentul în care cineva este confortabil cu situația pe care o are, un serviciu cu un salariu puțin peste medie, cum așa, și nu vrea mai mult, nici pe cel de lângă el nu-l lasă să se ridice, pentru că își pierde sentimentul de egalitate. Da. Și e frustrant și dă naștere la multe complexe să te simți inferior față de cineva pe care îl consideri egalul tău. Da, în afară de asta, uite, sunt niște stereotipuri foarte riscante. Aceea nu aduce într-o companie sau oriunde oameni mai slab mai pregătiți decât tine sau care să aibă o inteligență mai peste tot, e la fel la Dan Loc, ai văzut. Da, la Dan Loc. Da? Am mai auzit-o și eu în trecut, adică ceva, nu a fost ceva... Da, patronii, o mare greșeală pe care patronii în general o fac, e să angajeze oameni mai slab pregătiți decât ei.
Pentru că pentru de frică. Da, de frică. Și am experimentat chestia asta. Dar uite, legându-se cu Dunlop, am avut acum la cursurile la SEA la care particip, nu știu numele profesorului, dar oricum mi-a rămas în cap chestia asta. A zis și el că a învățat din debutul carierei ceva din fericire. În momentul în care ai niște colegi, să îi ajuți să înveți ce știi și tu să faci. Pentru că la un moment dat s-ar putea să fii nevoit să fii promovat să pleci într-o poziție superioară. Și tu, din cum fac mulți, din lăcomia lor, nu-i lasă. Știi cum e și la școală. Da. Nu, să nu... Așa, tu vrei să pleci, dar o să ăia nu știu și o să zic că superiorul ne pare rău, dar n-are cine să facă. Nu poți să pleci, nu poți să-ți dau drum. Și pierzi un tren. Și până la urmă mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă un om e mai capabil, nu, tu nu poți oricum să oprești. Poți să te blochezi până la urmă, tot, da. Tot singur te blochezi, nu ai. Pentru că, uite, fac o paralelă acum la fotbal legat de tema asta. Când am făcut tot așa un interviu pentru 1923.ro cu fostul mare portar Marin Andrei, care are recordul de invincibilitate în fotbal românesc pe vremea când era la Rapid, cred că 1965, vreo 700 de minute fără gol primit, ceva fabulos. A povestit când a venit Rică Răducaru la echipă, că el l-a simțit că era... Și până la urmă și plecat și a zis că nu, eu l-am luat și l-am avut grijă de el. Și am zis lui Tirion Stănescu, bă, stai, puști, ăsta e foarte talentat, eu o să plec, nu o să mai apăr de el. Și pur și simplu mi-a rămas și asta în cap. Adică un om de calitate, până la urmă, acceptă anumite chestii. Pentru că oricum o să iasă la suprafață anumite lucruri. Un om, cum ar trebui să fie, tot, nu știu dacă Dan Penia sau Dan Loc, aici ceva de genul, eu n-am nevoie de orgoliu, eu am nevoie de bani în bancă. Da. Eu nu vreau să am un ego mare, eu vreau un cont bancar cu o sumă foarte mare în el. De-aia, orgoliu prostesc este, așa cum am mai zis, este unul dintre prietenii sărăciei. Da. Nu spun că nu e bine să ai dramul acela de... Da, un fel de care să te ambiționeze. Mândria, ego-ul, nu trebuie, orgoliul, nu trebuie să te învrăjbească, ci să te ambiționeze, mă, dacă, adică, intram ăla de, mă, se poate, mă, și ăla a putut, ce, el nu s-a născut la fel ca mine, în pielea goală și nu știa nici să vorbească, nici să meargă, ce s-a pierdut pe parcurs, trebuie să pot și eu, dar nu ăla să ajungi la un anumit nivel, meritat, nemeritat, asta contează mai puțin, iar după aceea să spui, mamă, ce tare sunt eu, ce fraier sunteți voi, ce nu știu ce, nu știu cum. Asta e o dovadă de mârlănie, prostie, ce vrei tu, pentru că nu te... Da, de prostie, în primul rând. Nu te ajută să treci mai departe, la nivelul următor, pentru că... Și așa lipsa de orgol nu înseamnă să te lași călcat în picioare. Lipsa de orgol înseamnă să acționezi corect și să conștientizezi lucrurile așa cum sunt. Adică, până la urmă, să-ți vezi de treaba ta și... Exact. Dacă te lași în conștiință de proști, până la urmă... Să stabilești prioritățile, da. Și să fii șeful proștilor, adică din start. Îți iei oameni proști și tu practic ești șeful lor. Șeful la proști. Da, șeful la proști. Adică e... Na, nu știu ce părere despre tine. Da, ok, când... Da. Eu întotdeauna mi-a plăcut când am un coleg sau ceva care știe să fac ceva mai bine decât mine, dar știe ce să zic, că nu, domne, că lasă, că tu, că ai avut, că știi tu, ai avut ce conjunctură, nu, asta e. Și am auzit multe cazuri din astea. Și mie îmi plac oamenii, de fapt, clar. Oamenii mult mai deștepți decât mine, pentru că de la ei învăț. Să înveți, da, să colaborezi. De la ei învăț, de la ei poți să... Așa, ce să faci? Să iei... Na. Luăm din nou o scurtă pauză. Și revenim pentru încheiere. A fost o emisiune destul de plină, am vorbit destul de mult. Da, și vă recomandăm. Și bine, și vă recomandăm... Să studiați. Da. Revenim. Revenim. Am revenit pentru încheiere. Și înainte de încheierea propriu-zis, să recapitulăm oamenii despre care am vorbit și pe care vi recomandăm să-i studiați și voi. Da, nu e nevoie să, pentru că îi avem în descriere. Bine, da, avem da, în descriere. Hai să trecem în revistă totuși. Pe lângă Dan Penia și Dan Loc, despre care am vorbit. Dan Penia, Dan Loc, Bet Patrick David, Kilian Jorme și Dean Carnazes, care sunt doi alergători de anduranță. Și dacă sunteți pasionați de sport sau dacă v-ați dori să... Dacă vă simțiți, nu știu, poate un pic ați vrea să faceți sport, dar nu prea aveți chef, citiți-le cărțile și vedeți ce fac oamenii ăia și atunci eu cred că măcar, nu știu, la un jogging de 3 km sigur o să vă duceți. Eu vă recomand cu căldură. Și dacă aveți alte persoane pe care să le recomandați, lăsați un comentariu mai jos. Nu uitați să vă abonați. Vom reveni cu emisiuni cel puțin la fel de interesante.
Pentru că asta ne-am creat un obicei. Tot Dan Lok spunea ceva că bogăția nu e un statut sau o stare financiară, cât este un obicei. Deci a fi bogat e mai mult un obicei și de-aia noi ne-am făcut un obicei să facem câte o emisiune în fiecare săptămână. Dacă vă place, dați subscribe. Dacă nu vă place, nu e nicio problemă, suntem ok cu asta. O să vă placă până la urmă, că nu are ce să nu vă placă. Puteți da. Să dați și să distribuiți și prietenilor voștri care încă n-au apucat să vadă și ne vedem aici. O să discutăm. Mai avem și alte persoane da. Care ne inspiră, evident. Noi am încercat să explicăm cât mai pe larg, că până la urmă asta e și ideea emisiunii, să înțelegeți și să rămâneți cu ceva și voi din da. Treaba și asta. La fel, dacă aveți subiecte de propus, lăsați un comentariu mai jos și vom dezbate temele la un pahar de vorbă. Să ne auzim cu bine. La revedere!